Bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei telespectatori! Iată, este miercuri, asta înseamnă că venim în casele dumneavoastră cu o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care încearcă să atingă cele două subiecte și cele mai noi subiecte din cele două domenii. Pentru această ediție vom aborda teme din învățământ și asta pentru că, iată, suntem în plină campanie, să spun așa, de recrutare a studenților la Universitatea Tehnică. Însă, acesta e un principal subiect, dar vom afla și alte noutăți de la această instituție de învățământ și poate vom discuta și despre proiectele pe care le are instituția în desfășurare cu invitatul meu, domnul profesor doctor inginer Dan Cașcaval, este rectorul Universității Tehnice Gheorghe Asache din Iași. Și spun bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara și bine v-am regăsit. Și să fie de bun augur acest... Să sperăm că să fie de bun augur. Am început cu dumneavoastră, sigur o să meargă bine. O să meargă bine, ne pregătim și de un nou an universitar, da. Dar până să intrăm în detalii, iată, suntem în plină campanie de admitere de toamnă la Universitatea Tehnică. Cred că foarte multe detalii putem afla de la dumneavoastră. Sigur, am început în data de 10 septembrie admiterea de toamnă la studiile universitare de licență și de masterat. La studiile universitare de doctorat am început în data de 3 septembrie. Această admitere din toamnă ne interesează foarte mult pentru că după sesiunea din vară au rămas circa 500 de locuri la buget la studiile de licență, aproximativ un număr de locuri egal la studiile de masterat. La doctorat avem 141 de locuri bugetate și acolo admiterea, începând cu o săptămână mai devreme și fiind mai puține, decurge fără probleme. Aș putea spune că este o admitere care se apropie foarte mult de cea de anul trecut ca număr de candidați, pentru că anul trecut noi am avut un vârf al admiterii după circa 10 ani. Anul acesta am primit și locuri suplimentare la studiile de licență și de masterat, așa cum au promis cei din minister, vor da pentru domeniile prioritare ale României. Dar știm cu toții, a scăzut și numărul copiilor care au absolvit examenul de bacalaureat. Zona noastră, zona tehnică, este o zonă, din punct de vedere universitar al învățământului, un pic mai dificilă. Pe de o parte că se desfășoară pe parcursul la 4 ani, copiii vor să termine mai repede, să spunem, între ani, plus că implică și o serie de noțiuni tehnice care sunt un pic mai dificile dacă nu le-ai parcurs înainte într-o clasă specializată la liceu. Și atunci avem, să spunem, aceste lucruri, dar sunt optimist, cred că vom ocupa mare parte, dacă nu chiar toate, până la sfârșitul admiterii. Până când se desfășoară admiterea și care sunt condițiile pentru cei care încă mai au timp la dispoziție? Da, admiterea se desfășoară până vineri, admiterea adică depunerea dosarelor, apoi urmează prelucrarea dosarelor și rezultatele se afișează până la începutul săptămânii viitoare. Condițiile de admitere sunt exact aceleași ca în vară, adică cu un singur dosar, un candidat se poate înscrie de această dată doar la 8 facultăți, pentru că 3 facultăți au avut locurile ocupate după sesiunea de vară, e vorba de Facultatea de Arhitectură, Automatică și Calculatoare și Facultatea de Electronică. Deci la aceste facultăți noi nu mai organizăm admitere, locurile fiind ocupate. Mă refer la admiterea la licență. La masterat, acolo e și o mare concurență. E o mare concurență și această concurență practic este imaginea în oglindă a profilului economic al regiunii până la urmă. La masterat avem admitere la toate facultățile cu excepția Facultății de Arhitectură, care are 6 ani ciclul integrat licență plus masterat. Deci cu un singur dosar, cu o singură taxă, se poate înscrie candidații la toate cele 8 facultăți, apoi urmând ca în funcție de medie să fie repartizați la una dintre acestea. Cred că v-ați gândit și ați ales foarte bine această facilitate pentru viitorii studenți, pentru candidații care vin la Universitatea Tehnică. Mă refer aici, iată, un singur dosar cu mai multe opțiuni. Ei cumva sunt bucuroși că, iată, nu au de ce să plătească mai multe taxe și vin în sprijinul lor. Exact. Pe de o parte, foarte mult vine în sprijinul candidaților această facilitate. Este și din punct de vedere, să spunem, birocratic, mult mai ușor pentru ei. Au o singură fișă de înscriere în care care conține foarte multe date personale. Vă dați seama ce ar însemna să repeți această fișă de înscriere la 2 sau la 3 facultăți la care dorești să te înscrii. Și singurul lucru care diferă este să de la unul la altul, bine, pe lângă
particularitățile datelor personale, ordinea opțiunilor. Deci poți să pui 3 opțiuni, 2 opțiuni, poți să pui 11 opțiuni, mă refer la sesiunea din vară, 8, acum la sesiunea din toamnă, câte dorești, cu pe o aceeași fișă. Pentru noi este de asemenea un lucru foarte, foarte bun, pentru că ne ajută să prelucrăm în timp real și să aflăm în timp real fiecare candidat unde este repartizat. Pentru că nu mai avem număr de dosare, avem număr de candidați. Și atunci noi avem și un soft pe care noi l-am creat pentru admitere și în timp real, la sfârșitul fiecare zile, știm fiecare candidat unde este repartizat. Nu vă încurcă cumva aceste opțiuni? Mă refer aici, de exemplu, dacă el își optează pentru 4 facultăți. Da. Cumva prima este cea pe care o va alege sau aceasta e doar probabilitate? Da. Evident că este ordinea opțiunilor, ordinea preferințelor lui. Evident că aici luăm în calcul opțiunea și media. Bine, certitudinea este la matriculare, când clar... Categoric, dar noi până pe data de 7 septembrie, săptămâna trecută, a fost data finală pentru admiterea din vară. Adică candidații trebuiau să, li s-a spus, în urma opțiunilor, ai nimerit la facultatea cu tare, specializarea cu tare și el trebuie să confirme sau nu. Toți cei care n-au confirmat, adică n-au adus actele în original sau le-au retras, au fost eliminați și cu locurile libere s-a pornit admiterea din toamnă. Deci 7 septembrie a fost data limită pentru admiterea din vară, când am avut 2000 de confirmări aproape pentru locurile noastre. Știți unde apare un pic o mică problemă, dar este o problemă, să spunem, mai mult tehnică și se rezolvă foarte ușor. E vorba de faptul că două facultăți dau admitere. E vorba de arhitectură și automatică și calculatoare. Cei care dau admitere și se înscriu la aceste două facultăți au de asemenea dreptul să se înscriu la celelalte 9 facultăți și atunci aici trebuie să iei în calcul și rezultatul admiterii, pentru că în cazul în care el nu a intrat la facultatea cu test, ajunge la celelalte. Dar e o problemă foarte simplă. În rest, totul curge ușor. În sesiunea din vară ați avut și un centru de înscrieri în Republica Moldova sau chiar mai multe. Da, și anul trecut am avut, da. Acum, în toamnă, aveți? Sau... În toamnă au rămas foarte puține locuri. Aș vrea să vă spun că începând cu 2017 am primit foarte multe locuri pentru candidații din Republica Moldova. Dacă până în 2016 aveam între 15 și 20 de locuri și se înscriau 7 candidați, 7 candidați am avut la studii de licență prin 2015 sau 2016, de anul trecut primim circa 300 de locuri la studiile de licență, 75 la studiile de masterat și am reușit ca prin promovarea pe care am făcut-o în Republica Moldova, prin centrele de înscriere din Republica Moldova, să atragem în vară 260 de candidați la studiile de licență și să atragem 50 de candidați la studiile de masterat. Acum, o să spuneți, zice, nu 300. Problema este că aceste locuri pentru candidații din Republica Moldova sunt locuri suportate de la bugetul de stat, numai că sunt locuri cu bursă sau fără bursă. Și, în general, ponderea locurilor cu bursă din totalul locurilor este cam de 50%. Și, bineînțeles, copiii se orientează către locurile cu bursă. Dar iată că și din cele fără bursă am ocupat aproape 60% și mai avem acum 30 de locuri la licență, la bugetate, evident, dar fără bursă, și 20 de locuri la masterat, bugetate, dar fără bursă. Plus, o altă facilitate, iată, pentru anul acesta e și un element de noutate, faptul că au fost locuri dedicate pentru elevii care au absolvit licee din mediul rural și au fost câteva locuri speciale pentru ei. Da, este o măsură socială bună, numai că ar trebui să se ia în calcul un anumit aspect. Măsura este bună, de ce? Noi am primit 89 de locuri pentru copiii proveniți din mediul rural, dar aici trebuie să înțeleagă nu care au locuința în mediul rural, ci care au făcut un liceu în mediul rural. Adică Ministerul Educației îți trimite o listă cu liceele care sunt considerate licee din mediul rural și un copil care a absolvit un astfel de liceu se poate înscrie pe un astfel de loc. Dar la fel de bine pentru ei, se pot înscrie pe locurile, să spunem, normale, nu că acestea ar fi anormale, categoric. Numai că Ministerul a alocat un procent, nu știu cât la sută din totalul locurilor, cred că 2% sau 3% din totalul locurilor bugetate la nivel național. Dar acesta a fost primul an, a fost, să zicem așa, un an de testare. Numai că numărul celor care au absolvit liceele din mediul rural la bacalaureat e foarte mic. Exact. Noi, de exemplu, în momentul de față avem din 89 de locuri pentru mediul rural, 40 sunt libere. Deci nu s-a înscris nimeni. Pentru că n-au absolvit bacalaureatul. Sperăm acum în toamnă, măsura e foarte bună, e foarte bună din punct de vedere social, dar
Păi încurajează acum, pe cei din mediul... Ei oricum veneau. Cel puțin la Politehnică, la Politehnica Ieșeană, sunt copii care provin din medii cu un nivel, să spunem, de venituri mediu și submediu. Adică nu sunt... Și oricum ar fi venit. Numai că promovabilitatea la aceste licee e mică. Bun, mai ales pentru o universitate care are locuri la buget, nouă de exemplu în acest moment, faptul că am primit sau nu aceste locuri pentru mediul rural nu înseamnă nimic, pentru că sunt locuri și pentru românii care termină, pentru candidații care termină un liceu într-un mediu urban. Deci, pe noi n-apare o diferență care să însemne ceva. Pentru ei este cumva un plus. Mă gândesc este un plus. Că își candidează pe locul lui, adică știe poate sigur că da. Poate... Este un plus, dar este un plus acum când nu va fi o concurență foarte mare și pe locurile respective. Exact. Pentru că liceele, repet, au un număr mic de absolvenți în mediul rural de bacalaureat. Sunt licee care au 3 absolvenți dintr-o sută. Adică e foarte mic. Deci la noi s-au înscris 49 de absolvenți de bacalaureat din mediul rural pe 89 de locuri. Deci mai sunt și locuri pentru sesiunea aceasta. E un prim început, e un prim an. Poate anul viitor va avea mai mult succes Categoric. Și cu siguranță cumva îi va și determina. Și dau test, adică cei care se înscriu pe aceste locuri susțin examenul de admitere exact ca ceilalți. Adică și pentru aceste locuri, dacă ar fi la automatică și calculatoare, la arhitectură susțin același test. Da. Cred și dacă și condiția, dacă este 1 pe 1, să zicem, pe un loc, condiția este să ia notă de trecere. Adică nu e obligatoriu dacă sunt singurul candidat să-și ocup locul respectiv. Exact. Da. Noi sperăm să îi determine, să învețe mai mult pentru bacalaureat la anul și să fie sigur că vor avea un loc în plus la universitate. Pentru că vorbim, iată, de admitere, mă gândeam acum care ar fi... să spunem, nu condițiile, cu ce veniți în sprijinul acestor viitori studenți încât să vă diferențiați de restul universităților? Clar, e profil tehnic și cumva sunteți în față. Acum, nu știu dacă ne diferențiem, numai că ne-am dat seama de un lucru. Am plecat un pic invers. Avem cererea de la angajatori depășește foarte mult numărul de absolvenților de studii de licență de la noi. Această cerere este cam între 130% și până la 200% din numărul absolvenților în funcție de facultăți. Problema este că în același timp, dacă noi facem analize din acestea periodice unde s-au angajat absolvenții noștri, evident în măsura în care ei sunt dispuși să ne dea aceste date. Fac o paranteză, de exemplu, când vin și își ridică diploma de licență după un an, pentru că așa e termenul, regulă, așa, da. Le dăm un formular în care îi rugăm, dacă doresc, ne completeze unde lucrează și în... Bun. Și constatăm că o mare parte din ei, cam între 50 și 95%, nu lucrează în domeniu. Deci oferta în domeniu depășește 100%, ajunge la 200% în funcție facultăți, dar iată că în domeniu nu lucrează între 50 și 95%, tot în funcție de facultăți. Și atunci am zis, de ce este această problemă? Am mai spus-o, am analizat-o și am ajuns la concluzia că, în primul rând, absolvenții noștri, spre deosebire de generațiile mult în urmă, au o mobilitate redusă. În acest moment, eu, de exemplu, sunt sibian. Am ajuns la Iași, am făcut înainte de 90 așa facultatea de inginerie chimică de la Iași, am fost repartizat să lucrez la Vălenii de Munte, un oraș absolut întâmplător, un oraș care nu însemna nimic pentru mine de niciun motiv, familial sau ceva, absolut deloc, dar știam că la terminarea facultății voi fi repartizat undeva și trebuie să plec. Deci am venit de la Sibiu la Iași, pentru că atunci erau 10 centre universitare mari. Acum sunt 80 de universități, între care 48 de stat. Vă dați seama că regiunea de colectare a candidaților noștri este foarte aproape de Iași. Sunt zonele Moldovei. Exact. Nu mai avem din Ardeal studenți, foarte puțin, pentru că avem universități în toate orașele din Ardeal și atunci mobilitatea copiilor este foarte redusă, a tinerilor foarte redusă. Ei stau cu familia, fac o facultate fiind întreținuți de familie, stând cu familia și le e foarte greu să plece. Majoritatea ofertelor de locuri de muncă vine din centrul și vestul României. Avem oferte vin și ne roagă. Au oferte pentru practică, companii din această regiune. Pentru că în regiunea Moldovei, cu excepția IT-ului... E un bazin foarte mare de... Da, și cu excepția IT-ului, a două firme mecanice care încep să se dezvolte în Iași, să se dezvolte, nu prea avem. Și atunci e normal să vină din zona, dar tinerii nu se duc.
Dar care ar fi explicația sau din analizele pe care le-ați făcut? Sunt apropiați de familie. N-au mobilitatea, nu au în percepția lor faptul că trebuie să plece, ca să câștige bine, trebuie să plece. Au venit o firmă de la Bacău, și Bacău nu-i departe, nu-i dau numele firmei, care angaja ingineri chimiști acum 2, 3 sau 4 ani, eram decan la chimie și am discutat cu directorul firmei, oferea cazare, oferea un an de probă și un salariu net echivalent la 500 de euro pe vremea aceea. Ori pentru un tânăr, un 500 de euro net, în condițiile în care ai acomodarea rezolvată, nu-i de aici de acolo. Și era Bacău, nu era Timișoara, să spunem. Nu s-au dus. N-am găsit 5 oameni care se ducă. Da, ciudățenia vine în alt context, că spuneați că, iată, ei nu lucrează în domeniu. Mai grav păi, decât atât. Nu lucrează în domeniu direct. Deci în domeniu direct. Odată ce ai terminat o facultate tehnică, ai mai multe posibilități, dar este un domeniu care te definește, este evident. Dar ca posibilități ai mai multe, pentru că ai o pregătire tehnică, știi și matematică, știi și fizică, știi și chimie, știi cam toți fac și noțiuni de economie, de management și apoi noțiunile care sunt fundamentale, sunt baza lor din domeniul respectiv. Nu lucrează în domeniu, adică un inginer chimist poate lucra și într-o fabrică mecanică, într-o fabrică mecanică. E adevărat că am făcut chimie, n-am făcut mecanică. Dar poți lucra și în ceva. Ori când m-am referit la domeniu, m-am referit strict la domeniul pe care am absolvit. Care... Da. Plus să nu mai zicem că totuși acest domeniu tehnic care este foarte amplu vine cu oferte foarte generoase. Mă refer aici oferte salariale. Pentru că foarte mult se orientează și pentru acest criteriu care e vital, mai ales în România, unde se știe că salariile sunt cum sunt și majoritatea aleg să plece din țară. Asta e realitatea. Da, domeniul tehnic vine și în ultima vreme, având în vedere penuria de specialiști în inginerie, vreau să vă spun că necesarul, conform statisticilor date din Institutul Național de Statistică, era de 200.000 de specialiști în inginerie, era la începutul acestui an. 200.000. Vă dați seama, este o sumă foarte mare. În același timp, tot Institutul Național de Statistică spunea că între 90 și în prezent au părăsit țara 200.000 de ingineri. Adică este un necesar enorm de ingineri. Noi nu-l percepem și sunt așa mâhnit în sinea mea, noi nu-l percepem la nivelul Moldovei, regiunii Moldovei, față de Cluj, față de Timișoara, unde universitățile tehnice au probleme cu admiterea. Pentru că este același învățământ tehnic, nu foarte ușor. Dar numărul de locuri rămase libere e mult mai mic al Moldova. De ce? Pentru că companiile mari sunt localizate în acele zone, imediat angajează, fără ca absolventul să deplaseze o distanță mare, să spunem, și este mult mai simplu. Noi aici nu avem, noi de-abia creștem. Asta e problema. Noi de-abia creștem. Dar salariile sunt foarte bune. Dacă atunci se pleca la un 500 de euro net, să spunem, acum poate să ajungă, nu mă refer la IT. IT este din scara salariilor, să spunem, normale. Medii, nu. Excepție. Dar sunt salarii și poți porni de la un 3.000 de lei, 3.000 și ceva începător, fiind net. Și este un salariu, foarte bun de pornire, așa foarte e. Bun. Păi gândiți-vă că un asistent universitar are în jur de 2.300 de lei. Exact. Da. Și trebuie și doctorat. Da. Păi mai muncește până devine... Da, mai muncește până ajunge la salariul acesta. Exact. Pentru că vreau să mai discutăm puțin de admitere și să încheiem cumva subiectul acesta, de ce ar trebui să aleagă un viitor student, un proaspăt absolvent sau un candidat Universitatea Tehnică? Care ar fi avantajele de a fi aici student? În primul rând, Universitatea Tehnică este din Iași, este universitatea care are cel mai vechi învățământ de inginerie din România. Anul acesta sărbătorim 205 ani de la prima clasă de inginerie în limba română, înființată în 1813 de către Gheorghe Asache. În al doilea rând, Universitatea Tehnică este o universitate care este plasată în toate topurile naționale și internaționale la vârf, în ceea ce privește educația și cercetarea. Și în al treilea rând, pentru că meseria de inginer și de arhitect, până la urmă, indiferent unde ai face-o, este o meserie, o profesie care asigură dezvoltarea unei țări. Nici o țară nu se poate dezvolta fără ingineri. Este evident. Decât doar dacă devine doar o țară consumatoare de servicii. Dar fără ingineri nu se poate dezvolta. Țara noastră și-a dat seama de acest lucru. Companiile oferă salarii foarte mari. Singura problemă, dar care este o problemă de timp și nu de altceva, este să existe o distribuție uniformă a marilor angajatori pe teritoriul țării. Dar timpul va rezolva și cred că în timp foarte scurt.
Noi așteptăm noi așa pe mari investitori, mai ales din domeniul tehnic, pentru că și noi simțim nevoia să ne dezvoltăm ca regiune și exact. Cu siguranță ne-ar, nu știu, cred că ne-ar mobiliza un pic, ne-ar crește puțin. O infrastructură poate de transport ar fi mai, ar accelera procesul. E urgența numărul 1. Ar accelera procesul de venire a marilor investitori, da. Cu siguranță. Vorbim și de condițiile de cazare, știu că da. E o facilitate foarte importantă pentru... Este un avantaj al Universității Tehnice din Iași faptul că are al doilea campus ca mărime din România, după campusul Politehnicii din București. Este un mini oraș. Până la urmă, campusul nostru poate caza în jur de 9.000 de studenți. Mă gândesc că înainte de 90, într-un campus care are același număr de cămine, erau cazați până la 14.000 de studenți. Bun, acum noi cazăm respectând totul normele sanitare, nu mai există cazuri cum stăteam eu patru într-o cameră de doi, sunt alte condiții cu totul și cu totul altele. Campusul trece acum printr-un proces de înnoire. Un proces de înnoire care a fost început acum câțiva ani printr-un proiect european de reabilitare a căminelor și au fost incluse câteva cămine. Din păcate, la vremea respectivă, nu au fost incluse cele mai vechi cămine. Deci misiunea este misiunea, să spunem, actuale conduceri de a le reînnoi. E vorba de căminele de T1 până la T4, apoi T6 trebuie finalizat. Și în fiecare an, pentru că nu mai există nicio axă de apeluri pentru astfel de proiecte și nici nu există suficienți bani veniți de la minister pentru investiții în cămine, noi în fiecare an renoim câte o bucățică. Am reușit să reabilităm termic căminele cele mai vechi, acum încercăm să reabilităm instalațiile și încetul cu încetul toate căminele vor fi la același standard. Aceasta referitor la condițiile din camere, condițiile din afara camerelor. Noi am început de 2 ani un program de asigurarea unor locuri de recreere pentru studenți. La cererea studenților, cu ajutorul studenților, pur și simplu am revitalizat zonele dintre cămine, le-am curățat, am creat oaze și de liniște și de... Și relaxare. Și de învățat până la urmă. Acum suntem într-un proiect cu o companie din Iași, într-un proiect de reabilitare a spațiilor, un spațiu foarte mare și foarte generos între T1 și T2. Și dorim, avem discuții cu primăria, de aici se mai pun câteva probleme legate de proprietate. Primăria e proprietară pe străzile din campus, noi suntem proprietari pe teren. E un pic un aspect legal care ne încurcă un pic, dar avem tot sprijinul primăriei. Dorim să limităm la cererea studenților accesul cu mașini în campus. Vom crea parcări cu bariere automate gratuite pentru studenți și cu taxe pentru cei care vin ocazional în campus, astfel încât campusul să fie o zonă pietonală completă. Și, de asemenea, pentru a nu împiedica nici circulația, această zonă se va întinde până în zona circulară mall-ului, pentru că nu dorim să înfrânțăm sub nicio formă circuitul în jurul mall-ului și va fi un campus pietonal. Cred că era de așteptat să faceți acest lucru, pentru că, iată, au și ei nevoie cumva de intimitatea lor. Și categoric, au nevoie de intimitate. Să nu uităm că acum, fiind aproape... Nu zic majoritatea studenților, dar foarte mulți studenți dorind să urmeze cele 3 cicluri, deci până la doctorat, apar copiii. Apărând copiii și copiii trebuie protejați, copiii studenților, evident, și locuri de joacă. Pentru studenți, am uitat să vă spun, am creat spălătorii în aproape toate căminile, au mai rămas vreo 3-4 cămine din 21 fără spălătorii. O să reușim să creăm spălătorii proprii, care să funcționeze non-stop, la orice oră, și gratuit pentru studenți. Și, de asemenea, toate acestea au fost costuri destul de mari, pentru că sunt dotate cu echipamente bune, o echipamente de ultimă oră profesionale. Și, de asemenea, în fiecare cămin vom avea tot așa, vreo 5 cămine încă nu au, vom avea locuri de amenajare a hranei, bucătării, practic, cu echipamente de ultimă generație, în care să-și prepare hrana și poate să-și servească. Sunt camere reunite, modificate ca un loc, pentru că este mult mai ușor să ai acolo decât să faci în cameră. Se mai întâmplă diverse incidente și atunci totul este organizat cu camere de luat vedere, astfel încât ele să fie păstrate, echipamentele, un mediu civilizat, și studenții doresc acest lucru. Bine, să nu uităm nici de cantina, care pune la dispoziție niște mâncăruri foarte bune. Extraordinar și cu prețuri foarte mici. Eram zilele trecute la o ședință a biroului CNFIS la București, Consiliul Național de Finanțare a Învățământului Superior, și discutam tocmai de o propunere a studenților privind subvenționarea cantinei și
campusul studențesc și discutam despre regia, deci adausul care se aplică, pentru că totuși din noi nu facem profit, evident, dar trebuie să plătim angajații cantinei și vreau să vă spun că Iașu are cel mai mic adaus, de fapt, universitatea noastră, de 15%. Adică cu 15 până la 17 lei poți să iei, servești două mese pe zi complete. Este o sumă mică. Și o facilitate foarte bună pentru studenți. Da. Ne oprim puțin aici pentru prima parte, luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim la Școală și Sănătate și cu alte subiecte frumoase.